din izvoare. Și atât. Și un centru ca o floare. Ce e acolo? Ce e acolo? Și-o miniștea curând și vestita strachină din cât eu știu, legat, să ne lucăm ca nu mari la noi. Iar acum, dragii mei, a sosit momentul culminant al manifestării noastre de astăzi. Mulțumim bunul Dumnezeu că ne-a dat un timp extraordinar de frumos, că ne-a dat atâta lume bună a răspuns la apelul nostru și desigur că a ajuns la cuvânt și cel care merita să ieie primul cuvântul astăzi, Eugen Pătraș. Omul fără de care minunea aceasta nu s-ar fi întâmplat. Nu se deschidea la Cernăuți Centrul Cultural Român, deși de 20 de ani, am spus-o la început, două state vecine și prieteni n-au putut găsi limba comună ca să deschidă un institut cultural român. S-a găsit un om care munca sa, totul și-a acumulat de-a lungul la peste 20 ceva de ani, de când a plecat de aici, de la Cernăuți, după ce a lucrat câțiva ani la rând, trudind zi și noapte, numai familia știe că se întorcea de la sediul Societății pentru Cultura Românească Mihai Eminescu, noaptea târziu, organizând pelerinaje, contribuind la organizarea filialelor sătești, acest Eugen Pătraș, omul care, dacă își pune ceva de gând, este omul de cuvânt care poate duce orice lucru la capăt. Acestea fiind spuse, mulțumim bunului Dumnezeu și rugându-i să-i dea sănătate pentru jertfa de suflet și de putere financiară care a făcut-o, să-i dea bunul Dumnezeu sănătate, viață lungă lui, soției domniei sale și fiicei lor. Dragă Eugeniu, în primul rând să-i facem de palme.